Aici și stau și am înțeles. Cum se numesc parfumurile alea? Nu, dar nu sunt parfumuri. Alea de țânțari? De te dai cu ele să nu mai vine țânțari? Cum se numesc trăivar familia, mă? Alea de țânțari. Cum se numesc alea de țânțari, mă, trăivar familia, mă? Cum se numește? Autan. Hai, voi nu știți cum trăiesc eu cu nevastă, mă. Nu dăm drumul la aer. S-a făcut 7 seara, 8 seara, dacă ne-am pus în pat. Nu s-a dat drumul la aer, răcește fata, mânca bași pula voastră la 55 de grade. Răcește fata, domn. Nu dăm drumul la aer. E purili, uite așa se face. Încușcă pisica să moară aia, să ascunde pe unde apa. Și auzi ce facem. Să deschide toate geamurile din casă și ne dăm cu șprei cu autaj, că suntem la pește. Bă, pe sufletul tata, dacă vă vin. Ne punem în pas și ne dăm unul pe spate, ne dăm amândoi, ne dăm. Mă dă pe spate, mă unge pe spate cu autam, pe picioare, pe dește, eu dau pe aia, ea mă dă pe mine. Și așa să doarme, trăivar familia voastră. Da, mă! Da, mă, da! Plasă nu e, mâncați, că dacă o închizi plasa aia, în sus nu mai merge închisă. Când ai cu, trebuie să, n-ai ce să închizi cu plasa aia și plus de asta deschide pisica plasa. Ați înțeles? Se duce pisica, dacă ați mai pomeni pisica, dă cu laba, deschide plasa, mânca pisica. Să se certe cu toți porumbei pe balcon, care program de certa cu porumbei. În fine. Și auziți cum doarme Imogen, mânca, bași gura voastră cu... Bă, muriți de râs, mă. Ne dăm cu autan, mă. Cu tot cu autanul ăla, dacă vedeți unde stă, mă, gaba și gura, în cartier de la de ei, numai țânțar de aia cu țânțar dragon de aia cu trompă să moară aia dacă te așa țânțari, de suge sângele din tine, dacă îi dai o palmă să moară aia dacă te mint, te umpli de sânge pe tot picior. Și așa, așa trăim, mă, gaba și gura, bă. Așa trăim. Dar, haideți să fim totuși realiști. Ieri, alaltermă, s-a supărat șefa, mă. Ce a făcut șefa ca să dea drumul? S-a dat cu autan peste tot șefa și a dat și drumul la recondiționat pe 29 de grade, să bage aer pe 29 de grade. În pula mea, mai... e mai cald ca afară, ești prost, noapte, când dă drumul. Dă pe 29 de grade, face, da, să dau drumul la aer cu... Și dă pe 29 de grade. Pe 29 de grade, trăivar familia voastră. Dă-mă după culpă pe balcon, ești prost? Ce mă mori, mă mori? Ia dă pe 25, pe 20. Ce să faci, mă, să moară familia mea? Dacă te mint că donează burcică într-una, să moară aia dacă te mint. Băi! Băgați, mă, un W burcică că s-a îmbătat. Băgați un W pe cea că s-a îmbătat burcică, mânca bași gura voastră. Te pup, bă, mersi mult din suflet, mă înclin, bă, mersi mult. Mersi mult. Pe un pat cu patru picioare și ale noastre o. Hainele nu-s necesare, le dăm jos de tot. Azi ești a mea. Bă, pupă, vă mulțumesc mult, îți mulțumesc mult, capitane. S-a îmbătat capitanul, dă, a scăpat de 100 de euro așa. 120 de euro. Mersi, bă, mult încă o dată. S-a îmbătat, asta e mort. E mort, pe. Și dă pe 29 de grade să facă aer în casă. Ce să facă aer în casă, bă, trăivar familia? Bă, uite, nu mai amintiri. Bă, după ce că am stat la Giurgiu, că, bă, pentru noi aer condiționat e sfânt. Noi la Giurgiu, care stăm la etajul 7, smoală pusă pe bloc de tata când era beat cu finul Petre. Finul Petre, inima mea, te iubesc, finule, te-am mai văzut dați. Finul Petre să-mi bată până cade în șa, n-am ajuns acasă. Dacă te uiți la mine de la etajul 7 până la casa lui Finu, sunt 100 de metri. Dacă te uiți la 4 noapte aici, nebun la cap, e că sunt în șanță. La 50 de metri, n-apucă. N-apucă, faci pariu cu prietenii, n-apucă Finu, 100 de. Mur, 50 de. Tata cade pe front pe fotolile alea după scară, că a pus două fotolii, dar pe scară, că uite așa. După ce se ceartă mâncava și gura voastră, el cu Petre, cu Finu, și cu vecinul mâncava și gura voastră, cu ciontu, dar al doilea război mondial, deci că ea a fost în război. Să ceartă, deși a morți în pulă vreo trei. Da, mă, da. Nu mai zic nimic, vă, mâncava și gura voastră. Nu prea se tornează ziua, mă! Mersi mult din suflet, bă. Știu prea bine cum ne-a dat. Pe un pat cu patru picioare și ale noastre o. Hainele nu-s necesare, le dăm jos de tot. Azi ești a mea. Pe un pat cu patru picioare și ale noastre o. Hainele nu-s necesare, le dăm jos de tot.
170 de euro. 170 de euro de la Burcic, care s-a îmbătat. Bun. Pe lângă faptul că punea tata zmoală de aia care, ce credeți? Băi, tata e cel mai bun arhitect. Tata, știți cine e mâncava jura voastră? Artur de Începtura, a dădămat casa ca să facă discotec. Leit, când s-a îmbat. Și începem mâncava jura voastră, hai să punem pe trei, să punem zmoală. Pune zmoală la ea, fără exagerare. Avem nevoie de zmoală, când avem nevoie de zmoală? Iarna, când se topește zăpada, da, se apucă vara, cred că prinde primăvara, până pune zmoală. Până pune ei doi zmoală, cred că prind primăvara. Și uitați-vă, mâncava jura, stăteam, bă, plângea tavanul, mă, trăi var familia voastră, dă-i cântam și spuneam de alea de pozitivitate la tavan. Bă, ploua pe mine în casă, mă. Deci nu mai aveai farfurii să mănânci, băcația și din astea, cum se cheamă, ligiane, nu mai aveai, că era toate la mine în cameră și la tata în cameră. Bă, ploua în casă, bă, ești prost, dar cap n-ave. Să moare aia dacă te vii de la mine, plecai cu barca, n-ave. Bă, jale, mă, jale, deci dai cu Petre, cu tata, când se strâng ăștia. Dacă vine tata cu Finu și cu Ciontu și zice, avem de făcut ceva, ia-o la fugă, mânca bașcura voastră, că e greu. Luați-o la fugă, că e greu, deci n-ai, luați-o la fugă, trei bar familia voastră. De asta zic. Bă, și o căldură vara, mă, cabaș gura voastră, transpiră perna, mă, trăim în familia voastră. La un moment dat stă pe acea ajutor, deci e rău de tot. Bă, te stafidești. Te stafidești acolo, muri nebunești acolo. Stai, mă, să pun telefonul ăsta, când o sună curierul ăsta, dar vine cu fructile aia de la te stau în palai, pace, fructe, review. Când a băgat aerul condiționat, la 40 de ani mi-am băgat aerul condiționat, ca să înțelegeți, am dat drumul la aer condiționat pe 18 grade, da, m-a adormit trăivar familia voastră cu recunzionată drumul și a făcut pneumonie. Ca să înțelegeți că, bă, a fost greu rău de tot, mă. Bă, a făcut pneumonie, mă, atâta asta cu aerul, a făcut pneumonie, ești nebun la cap. Când a intrat tata acasă, era răcoare pe scară la vecini, ești prost. La etajul 6 era răcoare de la mine, de la aer. Atâta asta cu el, două. Carolino! Ce face, bă, Burcică, bă? Bă, ce face asta? Pe un pat cu patru picioare și ale noastre o hainele nu-s necesare, le dă jos de tot. Acum azi ești a mea. Nebunie, bă. Nebunie, bă, ceat, băi, nebunie să moare, dacă e mare nebunie. Bă, îți mulțumesc, bă, Burcica, așa rău te-ai îmbătat. Auzi mesajele noastre, buze. Azi ești a mea, Carolino. Vezi care Burcică fantezii cu tine, Carolino. Carolino, vezi că are fantezii Burcică cu tine. Da, mă, și car rău de tot. De-aia vă zic, mă, capaș, că e nenorocire cu aer condiționat. E nenorocire. Mă mai duceam la duții, mă, capaș, gura voastră, că la era mai răcoare. Nu știu din ce a făcut casă. Nu știu dacă ziți, mă, s-a luat duții și că e zombi. Ați văzut o Walking Dead? Mă, s-a luat duții. Rău de tot, mă, că nu fac shaming. Nu fac shaming. Deci, mă, s-a luat duții, ne era frică noi copiii să mergem să se întrebăm de duții dacă iese afară. Bă, urâtă rău de tot, mă, s-a luat duții. Duții, iartă-mă și că te iubesc. Duții, iartă-mă și că te iubesc. Mersi mult, membru, băiatul meu. Duții, iartă-mă. Iartă-mă să moară și că te iubesc. Da, mă, taia să moară. Deci, da. Deci că e zombi, mă, mâncava și bravo. Când ne duceam, eram tremurat copiii de frică, de toate la ușa acolo. Era. Și Tasu, dacă vă zic fază cu Tasu, mâncava și bravo, au zis, era la Duții. Duții are ca autorul sufragerie, mâncava și bravo. Are 5.000 de pisici în casă, 250.000 de canari. E jale la Lala, că mâncai o ciorbă, făceai, vrei să spun o ciorbă, spunea ciorbă și să caca canarii la tine în ciorbă, direct, avea cu libidii puse, bă, e jale. Dacă la mine spuneți că e joc, dacă vezi la Duții cum trăiește Duții, rău de tot. Și era o sticlă din asta, mâncava și gura voastră, de Pepsi goală. S-a început Duții, mâncava și gura voastră, cu sticlea de Pepsi, tuf, la 4 de dimineață. Fotbal! Tuf, dă-te-a. A venit Tasu, mâncava și gura voastră. După ce s-a jucat Duții fotbal jumătate de oră și am început să mă joc și eu, cred că mi-a făcut poftă. A venit Tasu, chelios, burtos așa. Ce mama voastră, dracu, faceți aici, mă, firați ai dracu să fiți? Că vreau să mă duc de dimineață la muncă. Mi-a dat un capac după ce a făcut mâncava și gura voastră, dar m-a pus pe burtă. I-a dat și lui Duții mare capac.
Dar am fugit mâncava jura voastră pe scări de tasul lui Duții. Țipa măsa lui Duții, tasul ne-a regat pe scări să ne omoare mâncava jura voastră tasul lui Duții. Bă, a luat-o la fugă pe scări, ne-a omorat tasul Duții cu bătaia din cap. Păi dacă se juca cu, bă, se juca cu sticla de Pepsi, mâncava la 4 dimineața pe casă, stătea cu picioarele pe șifonier. Ne-a regat, a dormit Duții la mine, a dormit mâncava jura voastră. A dormit la mine, trei bani familia voastră. Bă, nu mai tâmpenii făcea, mă, ești nebuna. Auziți, trei bani familia voastră, vine Duții odată, bă, în chiloți, ești, te spunești, de la mine la Duții, e de trecut parcul și încă câteva blocuri. Și a venit Duții vara, la 5 după masă, a venit la mine acasă, bătut la ușă, era în chiloți. Ce ai făcut, bă? Am dat foc mâncația și pulata în balcon la vecini. Cum pula mea reușim? A fumat și a aruncat pe geam țigara, le-a luat foc hainele la vecini, mâncava și a fugit ăla de acasă în chiloți. Le-a luat foc la ea balconul. E distrus, mă, iubesc, dar e distrus rău. Bă, e distrus rău de tot, mă, mâncava și vreau. Omul șipc, n-ai ce să-i faci. Așa cu căldură rău de tot, trei bar familie, căldură peste tot. La țară e bine că stai. La țară e bine, stai pe spate, casa e făcută din chilipici. O, ce stai, vara n-ai treabaș, părăcoareaș. Varaș, să stai părăcoareaș, răzămat întins. N-ai o treabă. Numai că dacă dormeam la tataie Căli, la tataie Florin, la tataie Florin în bucătărie unde mănânci, la tataie Florin, în bucătărie unde mâncai, puse d-alea, mâncați și pula ta, bezi d-alea pline cu muște, moarte de 25 de ani. După vremea, când s-a făcut Sfinxul, muncitorii ei avea d-alea de țânțari, pula mea, pe lângă Sfinx, pe acolo, să nu-i țepe muștele. Băi, nene, venea mamaia și avea mamaia un stil de făcut ciorbă, să-mi ba pula, dacă cea mai, deci bă, cea mai mare alene, o ciorbă făcută în alene, lua cartofii, mâncava mai decoșea. Dar ia-i mă, pula mea, că e bun cartofii. Făcea, dar e bun Lidiu, e bun. Arunca cartofi, uite așa, arunca cartofi. Dacă găsea cartoful, arunca. Ce mai punem? Dovlecel. Pune și dovlecel, tac, e bun dovlecelul în ciorbă. Arunca dovlecelul tot. Dă-l în pula mea cu pământ, cu alea. Pierbea acolo, mai punea și o găină de aia în pula mea, de-o ținea 15 minute și dătea drumul după aia în curte. Așa? Băi, jale, mă, jale, ești nebună. Cu muștile alea moarte pe alea, deci mâncai cu o poftă. Mâncai cu o poftă, băi. Mâncai cu o poftă, dă murei, mă. Și aveam așa, aveam de ales. O dorm la tataie Florin. Aveai izmenile alea. Știți izmenile alea cu cioac? De să purtau alea albă. Alea albastre. Alea cu cioac aici. Alea așa cu cioac. Aveai izmenile alea. Le-a purtat Napoleon Bonaparte. Când s-a proclamat el în rege atunci, când a dat el. De atunci alea le tataie pe el. De când a fost... Când a intrat Napoleon Bonaparte, când a atacat rușii, dar a dat izmenii alea, le-a schimbat, le-a luat tataie pe el. E grea. Gogoșii are ea, păi, are 400 de ani de gogoșii are aici, nebun. Are încă are urme de Napoleon pe el. Bă, ce murei, mă, murei. Și dormeam cu tataie și cu mama aia în pat, trei înși unii peste alții în pat. Era patul atâta și dormeam rebus. Ați văzut jocul ăla, mâncava jura voastră când te jucai pe jocul ăla, de cădea alea și treia să le unești? Tetris. Așa dormeam în pat să moară familia mea, ne jucam, se juca unul Tetris cu noi. Mă punea pe mine așa, pe mamaia la picioare și pe tataia așa, cu bășâncu alea. Ca la țară, mâncați.